Bună ziua, bine v-am găsit. În timpul ședinței de guvern care este chiar acum în desfășurare, executivul adoptă un proiect de hotărâre prin care direcționează aproape 1 miliard de lei către primării din toată țara. Cea mai mare sumă de bani merge la primăriile din județul Botoșani. Vorbim despre 62 de milioane de lei. 32 de milioane de lei sunt direcționate către primăriile din județul Bihor, iar 22 de milioane de lei vor fi direcționate către administrațiile locale din județul Alba. Sunt banii din fondul de rezervă.